Florin, în primul rând, spune-ne cum te simți din nou la echipa națională. Sunt foarte fericit, normal. A trecut ceva timp de când am mai fost la echipa națională și chiar e o mare bucurie să fiu din nou aici. Cum ai regăsit lucrurile? Ceva schimbări? Foarte multe schimbări. În bine, în general, aș putea să încep de la, clădirea asta cu sala de forțe schimbată, cu camerele care arată mai bine, staff mult mai mare, deci sunt câteva schimbări. Lucruri care nu se văd de obicei și lumea nu le cunoaște, adică sala de forță, exact, cabinet. Exact, sunt multe lucruri care eu zic că contează foarte mult. În exemplu, în Anglia, un staff numeros cu, nu știu, cu psiholog, de exemplu, sau cu mulți fizioterapeuți și așa mai departe, ceva normal. Deci cred că am intrat și noi în normalitate. Colegii tăi, cum te-au primit? Foarte bine, foarte bine. Pe câțiva dintre ei nu știam mai de la televizor. M-am bucurat să-i revăd pe foștii mei colegi de la Steaua. Mi-era dor și de ei. A fost o surpriză această convocare pentru tine? A fost puțin surprins la început, dar pe urmă am aflat că Moții nu e accidentat și trebuie să vin. Și normal că forțele tale? Cum sunt? Încărcate bateriile? Da, încărcate bateriile. Vin cu mult entuziasm, normal, și voi încerca să profit de șansa asta. Acum vom intra să vedem cum arată și camera unui fotbalist. Ești pregătit? Sunt surprize înăuntru? Sper că nu. Să vedem cum arată, cum arată camera unui jucător. Stai singur, în primul rând? Da. Stai singur. Nu vreau că mi-am luat cartela, nu? Da. Poftiți. Ai emoții, ceva, lucruri, nu știu, pe aici în cameră, speciale? Nu, chiar nu. Doar ghete, lucruri, nu? De antrenament? Da, ghetele, le țin pe balcon, normal, în general lucrurile mele. Da, încerc să țin ordine cât de cât, să nu le dau prea multe lucruri la doamnele care fac curățenie. Ai lucruri pe care ți le aduci special într-un cantonament? În general, o carte, ceva, lucruri? Da, am o carte, am laptopul, mai la un serial. O altă schimbare acum e că avem jos și jocuri pe televizor, avem biliard, tenis de masă, deci chiar nu ne plictisim. De ce? Ai ales să stai singur? Sau cum nu știu, m-am obișnuit așa. În Anglia toată lumea stă singur, doar cine, dacă dorești că doi jucători să stea împreună, stau împreună. Dar, nu știu, m-am obișnuit așa și dacă vreau să socializez, e simplu, doar ies afară și merg în camera colegilor. Ok, vom vorbi și o să te întreb, bineînțeles, și despre meci. Acum vedem așa câteva lucruri din intimitatea, să spunem, a voastră, dar o să te întreb și despre meciul ăsta cu Polonia, pentru că e unul extrem de important. Da, foarte, foarte important. Florin, în primul rând, spune-ne despre starea ta de sănătate, pentru că știm foarte bine, vii după o accidentare destul de grea și care te-a ținut destul de mult scos din ritm. Da, am avut acea problemă la genunchi. Pe urmă, probabil din cauza pauzei mari, am început să am diferite probleme pe aici pe acolo, care m-au ținut la diferite perioade de timp mai scurte, dar care s-au acumulat și, până la urmă, a fost așa o perioadă mai lungă. Din fericire, de prin septembrie, octombrie, nu mai am nicio problemă și mă simt foarte bine în momentul ăsta, mă simt foarte bine fizic. Ți-a fost dor de echipa națională? Da, mi-a fost dor, normal, mi-a fost dor de tot ce înseamnă echipa națională, normal, și de colegi, și chiar vreau să cunosc noul staff. Cum a fost întâlnirea? Spuneai de noul staff că te-ai văzut cu ei. Cum e întâlnirea și cum ți se pare ideea cu un antrenor străin la echipa națională? Da, e o chestie nouă pentru noi, nu se mai întâmplă niciodată. Da, comparând cu ceilalți selecționeri, mi se pare că este foarte deschis. Mi se pare și frumoasă ideea asta de a încerca să apropie echipa națională de suporteri. Asta lăsând la o parte fotbalistică. Am avut și o conversație cu dânsul undeva prin octombrie anul trecut, telefonică, și m-am bucurat. Cred că e primul antrenor care mă sună și să mă întrebe ce fac și cum mă simt, și chiar m-am bucurat că s-a gândit la mine. Apropierea asta, ai asistat la acest prim antrenament deschis publicului. Copii, destul de mulți care au venit și v-au încurajat, nu știu, e o legătură puternică între suporte și echipa națională în acest moment.
Da, au fost mulți copii. Au fost, chiar am văzut că erau și niște copii de la Chiajna, primul club mai mare la care am jucat eu. Dar cred că sunt lucruri normale. În vest, mai ales, se pune mare accent pe lucruri de genul ăsta și cred că e important să încercăm să aducem suporteri alături de echipa națională. Trebuie să ne gândim neapărat, pentru că se apropie meciul acesta cu Polonia. Spun mulți că ar fi meciul decisiv în privința calificării. Așa îl simțiți și voi? Nu știu, e o presiune și în antrenamente și în discuții pentru acest joc? Nu știu dacă e o presiune, dar e un meci foarte important. Acum e greu de spus dacă e decisiv. Clar că șansele vor scădea foarte mult dacă nu obținem măcar un punct acolo. Dar sper să ne iasă. Tu ești fundaș, știm foarte bine ce s-a întâmplat la București. Lewandowski, cel mai periculos adversar, e clar în acest moment pentru noi. Da, normal, normal. Adică joacă la una dintre cele mai bune echipe din lume, zic eu, la Bayern și o face chiar foarte bine, așa că, da, clar, e pericolul numărul 1, zic eu. Ai văzut meciul de la București, Da, acel normal. 3-0? În mod normal, în acest moment, ei sunt favoriți pentru că și conduc această grupă. Cum vezi tu șansele noastre sau ce ar trebui să facem pentru un rezultat pozitiv la Varsovia? Polonia chiar mi se pare cea mai bună echipă din grupă și na, clasamentul dovedește lucrul ăsta. Nu știu, cred că va trebui să fim și pragmatici până la urmă, mai ales că jucăm și în deplasare și trebuie să încercăm să obținem rezultate. Trebuie să fim determinați, uniți, că doar așa putem, hai să zicem, recupera diferența asta de valoare între cele două echipe. Un mesaj pentru suporterii români, spuneai de această legătură, cei care nu au fost poate la antrenament, însă cu siguranță vor fi în fața televizorului. Da, mi-aș dori în toată această perioadă când am fost, hai să zicem, 2 ani, am fost și eu un suporter național și mi s-a părut în unele momente că există și negativism în jurul echipei naționale. M-aș bucura dacă toată lumea ar fi alături de noi pentru că, până la urmă, ăștia suntem, venim aici cu sufletul deschis, venim să dăm totul pentru națională și încercăm de fiecare dată și cred că au încercat și ceilalți băieți în perioada asta să dea tot și să obțină rezultatele. Din păcate, poate nu a ieșit tot timpul așa cum ne-am dorit, dar cred că trebuie să rămânem pozitivi. Contează mult asta. Abonează-te la FRF TV pentru mai multe videoclipuri.